Români incorporabili și rezerviștii aflați în străinătate ar putea fi obligați să vină în 15 zile în țară în caz de război. Și informația apare într-un proiect al Ministerului Apărării publicat recent, un proiect de modificare a legii privind pregătirea populației pentru apărare. Haideți să vedem cum arată și acest proiect și ce prevede. În stânga mea scrie la articolul 8. Cetățenii incorporabili, rezerviști și voluntari și rezerviștii au obligația de a se prezenta la locul, data și ora prevăzute în ordinul de chemare. Așadar, articolul 9, aliniatul 1, propoziția următoare în cadrul acestui articol vorbește despre cei care sunt în afara granițelor la momentul chemării. Și citez, cetățenii incorporabili și rezerviștii cu domiciliul în România au plecat temporar în afara țării, au obligația de a se prezenta în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării la centrele militare, în evidența cărora se află în vederea clarificării situației militare și după caz a înmânării ordinului de chemare. De altfel, proiectul și clarifică, veți vedea la punctul 3, ce înseamnă această notificare a persoanelor și anume înștiințarea oficială scrisă la adresa de domiciliu din România cu privire la obligativitatea prezentării la centrele militare, ale căror formă și conținut sunt stabilite prin hotărâre a guvernului. Iar la ultimul punct se stabilește că inclusiv românii care au domiciliul, este punctul pe care noi l-am subliniat aici, în alte țări, adică locuiesc și trăiesc în străinătate și aceștia vor avea aceeași obligație de a se întoarce în țară.